Iar cum așa? Cum așa ați scris voi lucrările? Eu, tot anul, v-am explicat că ați văzut lucrările. Dați-mă, dați-mă și lucrările. Și să ierte-a. Mă simt că vreau. Ia, uitați. Nici o lucrare semnată. Nici una. A cui asta? A cui? Cine a scris lucrarea asta? A cui lucrarea asta? Pierjo, e scris tău, nu? Da, e lui, e lui, e așa, e negrijit, faie și e măzgălit, e boțită. Uitați-vă, eu n-am avut ce verifica pe foaia asta, nota 2. Următoare. Asta cui? Aha, asta e lui Sofia. Sofia. A ta, Sofia? Da, da, da. Oricum e doi! Nu o să nu e doi! Oricum e doi! Toți au doi! Toți au doi! Toți au doi! Dar nu are importanță, domn profesor! Nu! Iată, cineva a scris! Cineva a scris! Eu deja nu mă refer la rezolvare! Problema! Cine scrie așa? În vrem! Cine a făcut lucrarea? De ce a scris-o? Asta eu. Și eu ca dragoste creștinuța. Îndrăgostoasă, da, domn profesor. Asta e pentru dumneavoastră, domn profesor. Iubire de cartea. Bună seara, domnul, luați loc!
știți că eu pot ghișesc și ne vreți să vii la mine. Următorul este
este Alex. Niciodată n-aș zice că Alex e dintr-o familie de polițiști. Chiar nu s-a luat copilul ăsta. Alex, știți ce face Alex? Știți ce face Alex? Aruncă cu creta în tablă. Vă imaginați voi? Îmi pare foarte rău. Eu vă înțeleg, sunteți foarte ocupat la serviciu, pentru că te protejați pe toți. Dar vă rog frumos, apucați-vă de Alex, că este ceva în el, încă putem să-l salvăm. Dumneavoastră cine sunteți, mama sau tata lui Eugen? E, cum tata? Mama, desigur, uitați-vă la mine! Mama, mama! Mama! Înțelegeți? Cu Eugen situația este foarte critică. Eugen nici măcar nu poate număra pe degete. I-am permis și pe degete și el nu poate. Pentru și lui pe degete să numeri. El pe degete ghișește. Nu știu cum ghișește, dar niciun rezultat nu a ghișit el la testare. A ghișit pe nota 2. Dar pe el nu ghișește cifrele, el soarta o ghișește. Așa cum mai spuneam, Sergiu mă ajută foarte mult în gust. Fetelor, tare îmi pare rău de dânsa. Da, mereu copleșesc amintirile. Mereu este tristă. Am pregătit și anunțurile. Uitați-vă, merge așa. Caut partener de viață. Concursul se va petrece joi, la ora 12, în cabinetul de geografie. Deci aici. Da. Tu ai pregătit peretele? Da, totul este gata. Da, da. Eu deci merg tu cu anunțurile, deci, da? Anunțurile. Eu finisez tabloul meu. Sofia pregătește clasa și da. Joi începe. Să înceapă concursul.
această prințesă să fie mea. A mea. Participanții îi vom selecta după calitățile lor fizice. Mai ales că îi cunoaștem deja gusturile din toate istoriile ei. Participanții, vă rugăm să scoateți urechile. Fetelor, eu merg să apreciez și o să votăm. Participantul care o să ne pară cel mai potrivit va primi o inimioară și cel care nu va fi potrivit va primi un X. Așa, acum haideți să apreciem, fetelor, cum vă pare urechea numărul 1. Ce părere aveți? Mie îmi pare că e prea urecheat. Mie îmi pare că e prea mare. Chiar e strâmbă, fetelor. Ce facem? Punem un X? Da. Ok, l-a meritat. Să trecem la participantul numărul 2. Părerea mea că este destul de drăguță. Fetelor, voi ce părere aveți? După părerea mea, cam trage la un X. Dar mie îmi place. Ai alege tu, Ina. Să-i dăm o șansă, fetelor. A meritat, cred că, o inimioară. Următorul, 3. Fetelor, ce părere aveți? După cerințele ei, este ideal. Da, nu este mare. Da, fetelor, cred că a meritat o inimioară. Și 4. Vai, ce drăguță este, fetelor! Priviți! Da, dar culoarea e cam palid. Nu e atât de rău. Eu zic că merită o inimioară. Runda asta o câștig eu. Nu. Eu nu câștig. Ha. Am venit uscat asta. Ce părere aveți despre nasul numărul 1? Vai, ce mare este, nu? A venit, cred că, răcit. Precis. Sofia, tu cum crezi? Și eu cred că merită X. Numărul 2. Vai, îmi pare că este mai aproape de cerințele ei. Vai, dar este puțin strâmb. Ah, da, chiar din start nu am observat asta. X, X. Da, fetelor, situația este tragică. X. Să trecem mai departe. Nasul 3 este mult mai ok. Da, drept, frumos, mare. Fetelor, sunt de acord cu voi. Inimioară. Nasul 4 este cam micuț. Micuț, palid și nu așa cărnos ca nasul 3. Corect. X. X. Sofia. Nu merge X. Ați văzut? La mie eu am spus că mine nasul e mai lung și în prima rundă am câștigat și încă două. Să mergem la runda a treia. Să apreciem ochii. Dacă nu greșesc, îi plac ochii verzi. Ochiul 1. Fetelor, ce părere aveți despre ochiul numărul 1? Ochiul numărul 1 cam bate spre verde. Hai să-i dăm o șansă. Eu nu i-aș da, dar voi două ați votat pentru, așa că îi dăm o inimioară. Ochiul 2. Fetelor, aștept părerea voastră. Bate spre albastru. Nu-mi place. X.
nu este ceea ce căutăm. Mie îmi place, dar nu e ceea ce căutăm. X. Ochiul 3. Este culoarea perfectă! Este fantastic! N-am cuvinte, fetelor. Sunt de acord cu voi. Inima. Ochiul numărul 4. Mic. Dar drăguț. Inimioară. Runda a patra. Mâinile. Eu o să câștig această rundă. Noi doi suntem cei mai frumoși. Mamă, eu cred că eu o să câștig, că mâinile mele sunt ideale. Să vedem. Cred că trebuie să ieșim toate, să vedem aceste mâini mai de aproape. Să le pipăim. Da. Nu, nu-mi place, prea? nu, e mare. Nu, nu. Prea mare. Da. Asta ce mai merge, dar mai gingașă, palidă. Da, gingașă, dar palidă. Aceasta este mai ceva ok, mai da, ceva mai bună. Degetele vă rugăm, îndreptați un pic. Nu, îngrijită. Aceasta nu corespunde standardelor. Fetelor, trebuie să luăm o decizie și să votăm. Ce ziceți, ce părere aveți despre mâna numărul 1? Eu X. Eu tot cred că X, Manul deja are 3 de X. Să trecem mai departe, numărul 2. Sunt la jumate. Voi, e cam valide. Atunci e X. E X la acest. Gândiți-vă la numărul 3. 3 nici nu se discută. Este foarte super. Eu tot sunt de părerea că este ideală această mână și corespunde cerințelor. Inimioară. Da. Și 4, cu părere de rău. O dar să primească un X de data X, aceasta. X de data aceasta. Deci trecem la următoarea rundă și ultima. Ultima rundă și în această rundă noi o să apreciem picioarele. Vă rugăm participanții să scoateți picioarele. You was the best. Câștig eu oși cu piciorul meu, tot vedem, o să schimb. Vedem. Vai de mine, fetelor, numărul 1 nici măcar încălțăminte nu are. Trecem mai departe, nici nu vreau să văd acest picior. Nu corespunde cerințelor. Acesta este... Vai de mine, ciorap alb, talpă albă. Dar este prea lungă. Da. Wow, Puma, ce-i place? Da, ea numai de brand dorește. Da. Și mărimea este... cât de cât ok. Cât de cât. Da. Nu e wow. Acest picior este foarte micuț. Foarte micuț, da. Nu corespunde. Ce facem, fetelor? Trebuie să votăm. Da. 1. X. Precis X. X. 4 X are. 2. Era prea curat. Este bine, nu? Inimioară, da? Inimioară. Dar mare. Perfect. Deci nu se discută, inimioară. Ce noroc! 3, fetelor! Aici nici nu se discută. Inimioară. Deci ea perfectă. Foarte fericită. Inimă. Și 4, X. Nu corespunde. Tot așa cred. X. Mergem, fetelor, să ne sfătuim și să facem concluziile. Da, mergem. Eu zic să iasă participanții în ordine crescătoare, de la cel care a pierdut la cel care a acumulat cele mai multe inimioare. Deci, la urmă, să aflăm câștigătorul.
Da. A pierdut, după câte vedem, participantul numărul 1. Ești să te vedem, să-l aplaudăm. Ne pare foarte rău. Poți să părăsești sala. Te rog. Așa am vrut să câștig. Numărul 2 și 4 s-au plasat pe aceeași poziție, pe locul 2. Tot au pierdut. Vă rugăm să ieșiți ambii. Tare, aplaudați pe tot, păstrați puterile pentru câștigător. Da, da, ai dreptate. Îmi pare rău pentru voi. Succese la următoarele concursuri. Pa, băieți! La revedere! Și câștigătorul concursului este participantul cu numărul 3! Fetelor, este ideal pentru ea! Da, el a meritat-o! Deci unde-i prințesa? Să-mi vadă ochiul verde, urechea frumoasă și hainele de brand. Caut partener de viață. Mulți și foarte nerăbdători. Da. Da, da. Noi o să apreciem. Prima rundă începem cu aprecierea urechilor. Scoateți urechile. Participanței, vă rugăm să scoateți. Participanței, vă rugăm să scoateți urechile. Da, dar culoarea este prea palidă. Prea palidă. Culoarea e cam palidă. Da, fetelor, situația e gravă. E tragic. Nasul 4. Slăbuț. Da, nu este așa cărnos ca și. Treia. Și tu spune, scoateți ochii și eu să mă uit. Dar mai comprieze. Fetele, trebuie să luăm o decizie. Ce părere aveți despre mâna numărul 1? X. Eu tot așa cred, este X, merită un X. Vai de capul lui. Da. El a meritat. Bună ziua. N-am înțeles. Bună ziua, Eugen. Dar ce ai pățit? Mă doare tare o masea. Poate eu să nu fac lecții, doar să stau să ascult. Da, așează-te. Da. Și copil de aur. Bună ziua. Bună ziua. Wow! Dar voi de unde veniți? De la dansuri. Cool. Bravo. Hai, fuculița, în bănci. Să-i șic.
copii, bravo! Ești azi? Ia-mi rotește. Oh, vai, ce rucsac frumos! Mama mi l-a cumpărat, e nou, murgher. Îmi place! Ia loc! Bună ziua! Ia câtă le și diviziu! Vine ca la nuntă la școală, bravo! Când vă văd pe dumneavoastră la mine, școala e sărbătoare. Bravo! Hai, ia loc ușor! Hai, Ienuța! Bună ziua! Bună ziua! De ce ai Ienuța aici? Ce e, semne de carte! Ui, atât ai însemnat pentru astăzi? Da, am citit! Uar, cele mai importante idei! Bravo, bravo! Hai, ia loc ușor! Măi, măi, sunteți voi azi, bravo! Și copiii am eu deștept și brat! Așa! Știți ce zi este astăzi? Ian Sofița? Ziua lui Mihai Eminescu! Bravo! Știți cine a fost Mihai Eminescu? Un scriitor! Bravo, bravo! Da. Și el scria 200, până la 200 de poezii. Bravo, bravo! Sergiu, dar tu știi ceva de Mihai Eminescu? Da, eu sunt de acord cu ei. Eugen, dar tu poți să adaugi ceva? Oi, am uitat! Nu, nu, tu stai, stai, nu, nu o să te întreb. Stai liniștit, stai liniștit. Hai, copii, să începem cu poezioara de al Mihai Eminescu. Cine știe? Hai, Alexandru, hai, spune. Poezia se numește Luceafărul. A fost odată ca-n povești, a fost ca niciodată. Din rude mari împărătești, o prea frumoasă fată. Și era una la părinți. Bravo, Alex! Hai, ia loc! Nota 10. Hai, Sofița! Mihai Eminescu era un profesor. Bravo, Sofia, bravo! Ia loc! Hai, cine mai cunoaște câte ceva? Spate eu... Hai, Inuța, hai, spune! Spate eu să merg la baie. Ina! Abia s-a început lecția. Ei bine, hai mergi, du-te, Fugulița. Hai, Ienuța, hai, vine, te așteptăm. Hai. Atât? Nu mai știe nimeni nimic? Hai, Alexandru, hai. Vreau să spun că Mihai Eminescu s-a născut la Botoșani și el iubea multe cărți să citească la bibliotecă. Sergiu, dar tu poți să ne spui ceva despre Mihai Eminescu? Da. Mihai Eminescu a fost... Pictor. Și el... El prietenea cu Michael Jackson. El s-a născut în anul 2020. Stop, stop, gata! Și, doamnă vârstoare, și n-am spus drept. Poftim? Doi, 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 doi! Stai jos! Ha ha ha!
Am mâncat, doamnă, profesoară, Tu ești la dansuri?
Eu s-o sun pe mamica de Sara? Da. Nu știu, nu știu. Champion. Champion. Hai, citirea, citirea. Hai, colegul s-a dus, citim. Hai, citește, Ienuța, citește. Eminescu răstea cu doieșie. La Viena, poetul cunoscu pe Veronica Micle. Ienuța, păi și te-ai oprit? Unde a studiat Mihai Eminescu în inginerie? La Ipoteș, la Cotoșani sau la Viena? Alegeți varianta corectă de răspuns. Copii! La Botoșani. La Viena. Și mănânci acolo. Da. Tot. La Viena, la Botoșani, de 3 ore ai spus, da? Unde le-ai avut? Morfei. Scuzați-mă, vă rog, doamnă profesoară. Eu mai mult așa n-am să fac. Eluiește! Noi suntem flămânzi. Nictăis. Păi ce cu voi? V-ați înțeles toți? Sune tu! Și era una la părinți. Gata. Sergiu, tu l-ai văzut? Este. Barbă Eugen.
Aici, aici. Haideți să recapitulăm lecția de data trecută. Am studiat America de Sud și... Eu tot făceam eu. Aici... Ce să facem în prea? Guiana franceză, Belém, Bolivia, Paraguay, da, și Ecuador. Așa, o, Rio de Janeiro, cu carnavalul, ce cafea, care îmi place carnavalul de la Rio de Janeiro. Așa, Buenos Aires, Bolivia, Venezuela. Sofia, tá tu? Ux.
stric tema. Eugen și Sergiu nu mă lasă în pace. Ia, Janelu, cauți? Vrei încă un doi la purtare? Ia, dragilor, voi, doi, ieșiți în fața clasei și faceți mersul găștilor. Cum o să-ți faci? Nu știți, plasca și ușiți voi la armată și o să vă învățați. Dar cu și o să vă arăt eu cum să faci asta. Este așa. E așa. Nu ne râdim, dar trecem și repetăm. Hai, dar eu mă duc să văd din bancă și faceți voi. Dar când te cer, nu trebuie să faci așa? Trei, dar nici ușor, nici ușor, nu vă trebuie. Ușor? S-am zis să-i dai pașii, Sofia. Tu trebuie să dai pașii. Fașim, fașim, de-aia e primul cer că ați făcut. Mai facem, băieței, mai facem. Mai vioi. Bravo, băieței, bravo. Mai facem. Mai facem, băieței. Gata? Trei! Bravo! Trecem la loc! La loc! Știți data viitoare glumele! Iar eu? Eu nu m-am așezat, nu sunt degetele de la picioare. Ieși, am zis. Hai să ies. Hai, hai, hai. Ce se întâmplă aici? Mai repede scaun. Thank you.
O, gândim! Super! Hai, facem și ceva altceva! Am mâncat! Ține, super! Dar și să faci? Eu vreau să-și ciocolată! Uite aici! Hai, de asta mie! Aha! Și pe urmă... Mai ai așa niște făină! Uuu, la mușcă-mi facem! Uuu, asta nu mai e și făină! Pun pe uscă, pun să pun ciocolata asta! Oare ce o să creadă că este? Super, e un geniu, ești un geniu! Știi? S-o prănit chiar super, super. Da. Că nu e nimeni, poate ne facem ceva, dar să mai facem. Și oricum nu avem ce facem. Hai ceva, hai ceva, și să mai facem, și să mai facem. Ai voi idei? Hai să încliem ceva. Un toc, sau... Catalogul! Hai să încliem catalogul de masă! Te lasă fără profesoare de mică, dacă ne prinde! Dar eu vreau să știi că să dăm noi. Da, trebuie să stăcem că dacă ne prinde, noata 2 e garantată. Gata! Hai să încercăm! Și-o punem de-a lungul așa? Da, da, pune! Stai în spate, nu mai primim în viață noata 2. Și încă una? Mai pune una! Să-mi piască așa să nu pot scoate. Da, da. Sigur, cum așa a fost? Parcă și... Da, 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 așa a fost. S-a avut cineva în coridor, hai la loc! Hai! Salut! Salut! Ну что выглядит, Алекс? Ты с ним постоянно, да? Ну да, сын. Бунесила. Прекратить. Хотели ты музыка? Да. 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 Сигур. Музыка ему не побегает, он штил большой кастрюль. Thank you.
notele. Nota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, până la 10 n-am dubte, îți scriu notele. Elevi, haideți să-l rugăm pe Eugen să ne cânte aceste note muzicale. Hai, Eugen, dacă le-ai scris... Să cânt notele? Da, notele să cântă, nu? Astea sunt note muzicale, da? Hai, cântă! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. Mă loc, doi! Nu, asta e. Asta e gata. Am trecut măsura. 2. Știți, 2. Iar 2! Da, aici învățăm carte, da. La școală. Lasă-mă în vieță. Și așa, domnul profesor, frumoasă, bine? Da. Cristinuța e adevărat, ce zic băieții despre tine? Tu dori atunci când eu îmi chinui glasul? Adios, mă-smă-smă-smă-l! Și spot eu mă-smă-smă-smă, te-ai spălat? M-a rămas apă, mă rămâne. Da. Spălatul, școdornetul. Mă duzei, mi-e spălat. Da, mi-e pe care îi creează. Urile! Amăneu, amăneu, cale la joc. Sunt șepe. Așa muzică, doarme asta, doarm și eu. Sergiu, chiar așa se procedează cu prietenii?
Asta nu eu, doamnă profesoare. Eu eram cu ochii închiși. Eu savuram glasul dumneavoastră. Al meu? Al meu? Colegii tăi se chinuiau aici și cântau pentru tine. Al meu? Da? Atunci al lor, al lor, da. Jenielu, Jenielu, săracu. Văd mai rău deja. Și eu tot am văzut rău. Cristina, la Cristina. Uf, și clasă grea. Lecția s-a terminat, prieteni! Valentina îl iubea pe Valentin. Și Valentina îi cadona foarte multe cadouri lui Valentin, dar el totuși nu era îndrăgostit de ea. Până într-o zi, Valentina i-a făcut un tort, dar Valentin l-a mâncat tot și până la urmă nu s-a mai îndrăgostit. Aceasta a fost toată legenda. Ei, Jenia, nu așa atât a fost. Eu sunt Eugeniu, nu Jenia. Vai, Eugeniu, ce legendă tristă! Da! Eu, poate eu știu una mai veselă. Da, Serge, chiar te rog, ridică dispoziția la toată clasa. Era odată o babă pe care o chema Valentina și ea mergea în fiecare zi la piață și vindea găini. Într-o zi a rămas fără găini și nu se mai putea duce la piață. Ce legătură au găinile cu ziua îndrăgostiților? Păi pe babă o chema Valentina și a rămas fără găini chiar de ziua îndrăgostiților.
Vai, încă o legendă tristă? Păi m-ați întristat și mai mult. Acestea sunt legende? Acum vă spun eu una. Era odată o prințesă care s-a îndrăgostit de un prinț. Părinții lor erau contra. Ei își trimiteau bilețele în formă de inimă. Vai, ce frumoasă legendă! Și cred că de atunci se sărbătorește ziua îndrăgostiților. Da! Oh, doamna văzutoare, păi strălă capă! Bine, Alexandru, poftim! Analisa. Aliza. Serge, mă numesc Ana Lisa. Sunt două nume și nu se scrie cu Z, ci cu S. Și mai bine apucați-vă toți de carte și lăsați dragostea la o parte, copii. Treci la loc. Ana Lisa. Eugeniu, ai ceva de adăugat? A fost odată Campurești. A fost ca niciodată. Din rude mari în Bărătești, prea frumoasă profesoare. I wanna push all the limits with you right. Bună ziua!
tace. Poate are emoții în prima zi. Poate să ne prezentăm? Eu sunt Lidl Alex. Eu sunt Sofia Ursache. Eu sunt Ocean Cristina. Eu sunt Doiban Eugen. Coastă Sergiu. Oricum tace, poate faceți voi băieții vreun compliment, ceva. Doamnă învățătoare, aveți oase fine. Vezi nici o reacție. Las că eu știu cum. Ce mandibulă frumoasă aveți. Doamnă învățătoare, ce dinți frumoși aveți! A, doamnă profesoare, Alex a avut în vedere ce zâmbet frumos aveți! Da. Foarte frumos! Da, foarte frumos, mă scuzați! Poate doarme! Jean, tu și trezește! Tu și trezește! Да дути Женя одати! Сам грубо темит, что мы отметим в имени. Да не темим, тут примешь по 20 шри. Да, причис.
școală, nu înțeleg nimic. Poftim. Arătătorul. Trebuie să arăți osul Cubitus. Vă știți unde este? Arată. Os Cubitus? Cubitus? Este acesta. Bravo, Alex! 5 puncte ai acumulat. Oasele nazale, vă știți unde sunt? Nas. Logic, la nas. Este acest... Cum se zice? Bravo, Alex! Ai deja nota 7. Mandibula, unde este? Este decesus. Unde? Acesta? Nu. Acesta? Nu. Acesta? Da. Bravo, Alex! Nota 10! Următorul, Eugen. Секстаршев? Да. Какие? Три. 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 А. Три. Три, да, штил. Вертебра червякар. Ага. Мэнди Каутс. Aha! Așa, Cristina!
maxilarul superior. Eu uite să duc așa. Duc așa. Amuzant, da? Amuzant. Foarte amuzant. Ce? Nu-i drept. E acesta. A, dar da, eu așa m-am arătat, domn profesor. Cit? Nu. Mai departe. Humerus. Acesta. Nu. Nu. Acesta. Păi eu am încurcat, doamna, pe mâna cuciorul, da? Dar uitați-vă, sunt identice, practic. Un punctișor îți dau pentru asta. Peroneu? Peroneu? Peroneu. Peroneu. Voi știți unde este peroneul? Pe peron, da? Cu care merge pe peron. Pe peron, călcăm. Pe peron. Vai de mine! Ce, nu-i treab? Nu! Nu înțeleg poate... Este acesta! Dar cum mai fost acesta? Nu a mai fost! Treci la loc! Dar uitați-vă acesta! Se unește cu piperonul! De da, jos. Da, acesta se unește cu acesta, da, acesta cu acesta și acesta cu acesta. Treci la loc. Nota 1. Mai bine 2. 2. O, rama că 2, super. Hai, Sergio. Sergio. Picăron, înțeles? Doamne, profesoare. Da. Nimeni nu v-a făcut compliment astăzi. Aveți un chipiu așa de frumos. Da. Într-adevăr, așa și este. Alegi biletul. A, totuși... Da. Câte? 3. Biletul. Nu, hai cu tăci. 3 sunt, dar 4... Mai îndrăzneți, terminați vorba. Da. Claxon! Mă, profesor, aveți așa ochi frumoși. Mulțumesc. Într-adevăr, sunt frumoși. Da? Da. Da? Da! Da, foarte frumoși ochi. Hai, continuăm. Clavicula. Clavicula, măi, clavicula. Care canicula? Clavicula. Clavicula? Am înțeles canicula? Cari. Clavicula. Asta? Asta. Eu primit nota 2. Știu a spus pe dânsa? Acesta este. Acesta. Ah, păi eu asta am vrut să încep de aici. Și asta, da? Acesta. Nu. 5? Nu. Nu? Nu. Os frontal. Care e? Terminăm discuțiile. Aproape, aproape, mai aproape, mai căldut. Fierbinte. Da, asta, fruntea. Bravo, nota 5, deja o am. Păi nu-i cinstit așa ceva, cine nu știe care e osul frontal? Fruntea. Și îngheați cu fierbinte, reci, iară. Frontal înseamnă din față, nu fruntea. Corect! Da. Făcut două complimente și gata de-am... Corect! Bravo! Iată așa! Mai departe! Mai departe... Oase metataris... Metatarsiene! Haa, așa să-l vedem! Ia să-l vedem! Eu știu că el știe! Metatarsiene! Da! Da, da! Metatarsiene... Este rece aici. Mai rece este aici. Dar nu-i mai spuneți atâta rece? Dar nu spune. Rece. Eu nu spun nimic. Eu știu, doamna profesoară. Eu știu că el știe. Da, dar nici nici dezmorțit nu ne-a spus. Nu că rece. Da, eu știu. Mai cald. E că... Aici!
Da. Atunci, da. Bravo! Bravo! Da. Eu am știut că el știe. Da. Dar nu este corect așa. Dar de ce nu este corect așa? Corect, eu știu. De ce nu este corect așa? Treci la mine. Mulțumesc, doamna profesor. Așa să-i spun și am ușit 10, da? Da, 10. Cum 10 dacă nu a răspuns și la o întrebare? Nu-i corect care a răspuns-o, știu. Doar la două. La două răspuns, dai până în avans, că este un băiet educat. Bravo! Dar poate v-a plăcut de el. M-a făcut și compliment din avansuri dați. A? Ce zici? Da? Șampanie. 100%. Calciamit. Lăsăm glumele și vorbele. Sergio, ajută-mă să duc scheletul la următoarea oră. La revedere, copii. Sergio? Da, domnul profesor, cu mare plăcere. Frontal înseamnă din față, nu fruntea. Corect, corect, corect. Da, corect. Așa, metatarsie. Aici este rece. 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 Știu că i-am jos să spun. Dar nu i-am mai clar. Ce mașcar, super! Noi, fetele, vom aranja în strângi câte ceva,
Tu, Sergiu, vei uda florile, dar tu, Alex, ai să ștergi praful. Ne-am înțeles? La treabă! Ai și eu ce să mănânci atâta. Ei, cascați ochii și căutați! Și unul n-are mătăr, unul n-are și eu, unul n-are și eu. V-a spus ce să faceți, dă-mi bonjour! Ia câte-o luat! O ciudătoare lungă și de carton. Du-te-mă repede! Mă duc, spuna. Lăsăm la profesoare. What? Sergiu, nu căsca gura și nu uda așa de mult florile ca scurgă. Ieșiți din carton? Hai, Jeni, atâta! Și ai găsit? Ai găsit mături? Hai, eu de care n-ar ști și mături odată! Cartonul, sârmănul și veia. De, dacă zici, dar cu asta, dar nu te cred. Dar eu așa până mâine nu strâng eu. Ai făcut? Strânge? Iaca, mătură! Bun, știi, zârmă de ce vrei, e ca așa mai chinezită. Ca așa acasă. Acasă, cu mănuța, frumușel. Așa. Dar cu ce să șterg praful? A, Iaca. Am udat florile.
foarte bravo, să începem lecția. La tablă va ieși Eugen. Începem lucrarea.
Hai că ne-am lipsit de la Eugen. Da, da. Bună ziua!
Bună ziua, doamnă profesoare! Hai, 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 mereu pe jos, hai! Hai, că a rămas ultimul, hai să începi lecția și... Începi testarea, da? Tot știm, da? Testare? Da, da, da! Avem astăzi testare? 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 Eu n-am înțeles! Am uitat, domn profesoară! Da, ceva mi-aduc aminte, da! Da, 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 ceva da. Vorba de testare! Da, așa? Da. Gurița? Așa? Liniște? Fac apelul? Pe urmă? Strângeți tot și luați câte o foiță? Începem testarea, da? Toți ați înțeles? Da, bine! Așa, grosuina! Prezentă! Borș, Sofia! Este! Bâtcă, Alex! Este! Topor, Eugen! Este! Perje, Sergiu! Nu perje, dar perjo, Sergiu! Perjo! Cer scuze, Perjo! Prezent, da? Da. Gata, eu n-am înțeles de ce sunteți așa de distrați. Cunoașteți toți, sunteți pregătiți, cum se vede, da? Da, domn profesor! Da. Pentru testare, întotdeauna suntem pregătiți. Ca la sărbătoare, la testare. Întotdeauna suntem pregătiți pentru testare. Toate caietelele sub bancă, cărți, rămâneți doar cu pixurile și creioanele. Hai, recrijor! Da! Puteți să-mi dați un pix? Ia cu tu cum vii la școală? Mă cam doare mâna și nu mi-am luat ghiozdanul. Nu am putut să-mi iau ceva cu mine și nu am niciun pix. Să-ți împrumute vreun coleg de-al tău! Cine poate să-l ajute? Perjo, dă-i tu un pix dacă ai. Mi-ai spus că la testare vii ca la sărbătoare. Da, dar cresc. Știi cum? Marte, cu Anche. Pix n-am. Hai că mergi. Da, n-ai vreo foaie? Nu, foaie n-am. Liniște, eu o să vă dau foi. Bine. Toți sunteți pregătiți, gata? Ina, eu pentru cine am vorbit? Caietele și cărțile sub bancă. Tu vezi? Hai, merg pe jos. O bucată o dragoste, domn profesoară. Da. Chestarea? Da. Așa e spaiți mortalității, nu? Ba, ba, șt! Gura! Într-adevăr, sunteți foarte frumos. Așa. Scriem. Sus. Ne însemnăm deodată familia și numele, da? Da, doamna. Da. Mijloc, scriu. Testare. Bine, doamna profesor. Așa ați completat? Mhm. Așa. O să meargă scădierea, adunarea, înmulțirea și împărțirea. Bine. Eu am ușa să văd ce ați făcut voi. Eu îmi cer scuze, dar și cifrele după 2? Că văd o cireașă, două. Puteți să spuneți? 8, Eugen! 8! Da, bine, îmi cer scuze. S-a mai continuat aici. Scriu? Nu ne distragem! Mergem la următoarele. Ați înțeles? Scrim! Da. Da. Alex, scoate-ți
Tiu. Nu mai greu. Tu poți scrie cu mâna? Încet scriu. Hai că eu că rezultate nu văd. Hai nerepijos că mai aveți. Mult aveți încă. Și nu vă plizăți de amă, da? Nu vă ia râde. Când e vorba de testare, ha-ha-ha-ha-ha-ha, da? M-am lovit la picior, doamnă profesoară, și mi-a amorțit. Bine. Scrie atunci mai departe. Da, doamnă profesoară, scriu. Cine a finisat primul exercițiu? Ridică mânuța, să văd care o finisat, să mergem mai departe. Și hai nerepijor. Nu și voi vă pățâiți prea mult. Nu avem timp. Ați auzit? Nu ne mișcăm din bănci. Ați înțeles? Voi doi. Da, doamnă profesor. Da. Mai încât. Inuța, Tudor? Ce faci tu acolo? Ha? Mă uite, ce calitate este modula. N-am înțeles, tu nici jumate de exercițiu n-ai finisat? Scriu. Părevișoar, dar tu și te râzi de acolo. Păi trebuie să gândească la testare, nu la mobilă, nu? Corect? Tu cât ai finisat? Eu? Eu? Nici un exercițiu, eu sigură. Marepijor, noi nu să așteptăm codașii. În mâna mă doare, domn profesor. Scrie stânga. Stânga. Dar tu ce-ai pățit? Tot timpul la orice testare ești traumat undeva. Ba la cap, ba la cot, ba la mână, ba la deget. Ha? Uite-i ca din pot? Din copac. E cu tăl în copac iarna. Ce, ai fost la Săneuș iarna? Nu, am fost la bunei acum de sărbători și cătam cireșe. Ei mi-au spus că nu-s, dar... Cine știe, poate... Da. E urcă, o rămas vreo scășiurni, așa? Poate o rămas vreo două. Și de-aia așa am căzut și... Hai, gata, lăsăm vorba, scrim testare. Hai, Inuța! Capul înainte, nici în stânga, nici în dreapta, nici în jos, nici în sus! În foiță, nu dezlipiți ochii! Doamnă profesoară, puteți să vă apropieți un pic mai aproape? Dumneavoastră. Iar o dată dragoste. Da. Numai să-i pui nota 10. Nu pun eu nici o nota 10. Ina, pur și simplu pe mine mă iubește. Nu ca voi. Ea este cea mai sensibilă fetiță din clasă. Voi scriți. Bine, scriu. Să vanță sensibilitatea pe ori. Sofie, tu ai finisat? Da. Alex? Of, măi, Alex, măi, uite ce-ai făcut tu aici, Alex. Ups, uite la mine. Scrie! E cu te-așa la doamne. Uite-o la mine! Mă ținem de mână, mă, ce... Care mână cu te-i tai acolo în pod? Începe amorțeașă? Da! La mine picior amorțeașă, tare de... E cu te-așa la scrie testare. Uite la doamne. Tu ai finisat? Inuța, Inuța, hai după lecție, Inuța! Ce-ați ce după lecție? O, domnule,
Da, ea vă stimează foarte da. Mult, vă stimează. Eu am văzut, da, apreciem. Fiecare copil își exprimă sentimentele cum poate. Corect, domnul profesor. Corect. Așa. Dar nu ca voi. Nu mă vă răbiți. Stimați unul pe altul, da? Da. Da, da. Hai că am trecut în altă parte. Scrii mai departe testarea, da? Da. Eu vreau rezultate frumoase și bune. Da. Eu nici pe mama n-am îmbrățișat-o de ori cum îmbrățișat pe voi azi, Ina. Ei, dar tu dacă chici de pe copaci când zi îmbrățișezi, tu joată n-ai mâini întregi, nici degete. Da. Ce să-i faci? O să mă stărui să fiu mai cu mine. Așa, hai, finisați prima, eu scriu următorul exercițiu. Hai, repijor. Gurița! Sofia, Alex! Ei, ce șoșa, 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 șoșa! Nu i-am spus lui Sergiu să vorbească mai încet, el scrie și vorbește și eu mă încurc. Sergiu! Da, îmi cer scuze, doamnă profesoară. Așa ești liniștit, două, trei vorbe nu le poți lega. Dar după spatele meu, șoș, 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 șoș. Scrieți! Așa. Ina m-a atras atenția la asta. Da, eu asta și studiam, că prea tare scârție. Eu de la început nu prea am înțeles care e treaba, dar vedeți că scârție nu poți nimic să faci. De tot, ce? Nici mâna s-o ridici, nici piciorul, nici nimic. Tot sau unde? Știți ce? Sunteți alentați. Pe timpurile mele n-aveam așa moderne bănci și scaune. Morbid. Scrim! Scrim! Perjo. Perjo, perjo. Mordierni. Mordierni? Mordierni. E! E! Vreau să mă arăt și eu. Spuneți-și ei și vă râdeți. Ha? Ați terminat testarea? Eu n-am înțeles și tășeți. Ați terminat testarea? Nu. Dar de ce ne râdim? Ne râdim pentru că aproape se termină testarea și acum îți plecăm acasă. Așa! Vă mai las încă 10 minute și iau testările. Acum eu o să mă râd. Ha, ha, ha. Thank you.
Telefoane? Ina e a ta? Dar nu văd ce e asta. Mai iubirea, mai iubirea. Vă iubiești tare, tare, vă iubiești. Da. Vă iubiești. Hai, lasă-mi. Lasă, pui asta. Lăsați iubirea. Eu n-am înțeles. Poate... A cui asta? Eu mă gândesc... Ina e a ta? Nu știu ce e asta. A fost aici jos. Dar nu știu cui asta. Posibil să nu fie poate la clasa precedentă care a făcut lecție. Liber. Da. Poate să fie așa. Da. Liber. Nu mai scoți din voi adevărul. Tot e clar. Du-o la gunoi. Mai repede. Ina? Da, asta pui. Nu știu, doamnă profesoară, sunt creier de mine, nu știu ce e asta. Eu n-am înțeles. Da. Asta ce e moda voastră? Iată, o modă. Mai ai multe de astea? De care, doamnă profesoară, idei n-am de unde să luat asta. Așa ceva. Gura! Nimeni n-a dat testarea! Data viitoare o să vă verific înainte de testare cu directorul! Rușine! Ce se face? Așa e calitatea la mobilă asta. Vedeți și nou. Observat chestia asta. Ea este cea mai sensibilă fetiță în clasa asta. Bine, ea nu prea e așa ideal. Nu pierge, dar perjo, Sergiu. Nu pierge, dar perjo. Nu pierge. Пержо! 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 Пержо, пержо. Цей. Тебя рубка убрали с этого. Все здраво. Пержо. Пержо. Да, пержо, пержо. Bună ziua, copii! Așa, fuguța, deschidem caietelele de matematică. Doamne, ferește!
Eu am citit un roman voluminos. Wow, Eugen! Mă șochez! Și despre ce este cărțulia asta? Love is palient lose is kind. Sofie,
Așa, cei care văd că au terminat de scris, care te voi duce după cretă? A? Eu! Cei care au terminat de scris acolo, văd că vă iubit. După cretă, hai, repijor! Bine. Hai, repijor! Ай, Сережик, мой репешор. Втім, дома, Зоя, а ми дуже довго фіру. Чи ні, дуже ні колорати, де ні алби, ми втім до аку алб, це фіні сафеза. Мерч, мари, втім банк, що фіні сяли. Doamne ferește, sărașii copii, voi și mâncați și creiată, nu v-au hrănit nimeni acasă. Ia-mi de să văd eu, finisați vă ea sau nu? Și Sofia, gata? Bravo! Nichitica e țelul și așteaptă să finiseze toți. Dar și Ienuța, gata ai finisat? Da, bravo. Bravo, unde? Unde-i caietul, Ina? Unde-i caietul, Ina, capul? Hai, Ina! Iată. Bine, hai, pune-l aici. Dar tu, Denis? Eu am finisat. Hai, finisat, bine, hai. Hai! Uf, dar voi și să fac? Și să fac? Și să fac? Eugen, nu ne râdem, tu nu ești mai bun decât dânsul. Da. Da, scrie. Scrie și tu! La mine nu s-o termina pe asta, eu n-am și scrie. În promotație la copilul ăsta vreun toc, cine are? Alex! Dă-i te rog frumos! Hai, scrie! N-am pix, n-am cu ce să scriu. Nu se lichește nică de tine, Jean. Nu se lichește nică. Și pixurile se rup. Uite, măi! Tu n-ai scris nică până acum. Uite, ești de acolo. Cum fără eu a să scriu? Dar de ce n-ai vorbit până acum? N-ai gură? Eu așa mă întreba, Sergiu, că nu are. Ia, Sergiu, măcar ceva și v-am făcut. Ce să-ți dau? Pix, stați. Păi dă-ți un pic ca lume. Și cel mare. Aici scrie, iată să bățeni pixul corect. Corect ține pixul. Stângașule și ești tu. Hai mai scrie, măi, cu tot dânsul. Ia, putem. Ia să ce ai făcut tu? A. Știi ce ai făcut, tata, anul trecut? Sau nu știi? Nu ți-ai minte? Hai, scrie-ți, văd. 1 plus 1, măcar scrie. Știi cât face? Cât face, Jenia? 1 plus 1, a? E cât o lămuș. 5. Știu. Cât? 5. Ce note îți primești? Fac 1, 2, 3. Cât s-a terminat? Mă nu ți-am spus? 1, 2. A terminat. Cât s-au terminat, copii? Liniște! 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ce făcut? Așa să le înjel. Hai, mai așteptăm 5 minute. Mai. Voi citiți! Citiți în manuale, nu vă! Citim!
citim. Se aprinde creierul de atâta bla bla bla. Hai să ne recurim, uleac. Stai puțin. Ce e aici? Departe. Oh. Oh.
Stai, rămâiește. M-ați înțeles? Dar la mine părinții, nu s-o cred. Ia, stai. Ai, mai unde ai fost, mai 10 ori? Știm, doamnă Zoe. Apa m-a dus de două feluri. Cine a dus bucurată? Dă asta albă. Treci mai repede în bancă. Ți-ai finisat pe Zarea. Da. Cum da, măi? Ia-mi dă să văd. Zarea.